Invitați, profesori, părinți, bunici, bună seara tuturor, celor mici sau mari care sunt alături de noi în această seară, la această întâlnire cu scriitoarea pentru copii, Liana Alexandru. Fie că suntem aici pe Zoom, fie că ne urmăriți în direct pe pagina de Facebook a editurii Humanitas. Bună seara, Liana! Bună seara, mulțumesc, Margot, așa cum ne-am împrietenit noi în ultima săptămână. Mi-a fost dor să mă văd cu copiii. Acum o săptămână am avut un eveniment similar, dar mă bucur că astăzi avem ocazia să ne vedem cu atât de mulți copii față în față și să transmitem acest eveniment și pe Facebook, grație unei mobilizări chiar foarte importante din partea voastră a oamenilor din Focșani, de la Biblioteca Județeană de acolo. Suntem de la bibliotecile școlare, Liana, și chiar vreau să accentez asta. Care sunt, de fapt, cea mai puternică legătură a copiilor cu cărțile și să le mulțumesc și părinților că le-au dat voie copiilor să vină la această întâlnire și să ne vedem de adevăratele în ciuda vremurilor pe care le traversăm. Mulțumesc tare mult! Și așa cum spunea Liana, eu sunt Margot sau Margareta Tătăruș, sunt bibliotecar la Școala Gimnazială Ion Bascan din Focșani și voi fi gazda dumneavoastră în această seară alături de cei de la editura Humanitas. Mulțumim, Manda Vișan, și mulțumim editurii Humanitas pentru acest eveniment, dar și pentru proiectul grozav derulat împreună, Caravana Poveștilor Humanitas în 11 biblioteci școlare și CDI din județul Vrancea, în parteneria cu Inspectoratul Școlar și Casa Corpului Didactic din Focșani, prin care până acum peste 1300 de copii și adolescenți au făcut cunoștință cu poveștile din cele 220 de cărți donate de editura Humanitas. Bine, suntem în această seară aici, 100 de elevi de gimnaziu, de la clasa 5-a până la clasa 8-a, profesori, bibliotecari, școlari și invitați speciali. Așa cum vă spuneam, avem alături de noi pe doamna directora școlii noastre, pe doamna profesor Alina Dima. Am invitat-o și pe doamna Livia Marcu de la Casa Corpului Didactic, însă nu știu dacă dumneavoastră s-a alăturat nouă. Și desigur, invitația a fost și către Inspectoratul Școlar, așa că dacă avem pe cineva alături de noi, vă invit să ne spuneți câteva cuvinte și o să încep cu doamna profesor Alina Dima, directora școlii Ion Bazgan din Focșani. Alina? Bună seara! Vă salut, grup frumos, aș zice, nu mai enumăr acum câte persoane sunt, elevi, profesori. Deci, bună seara, grup frumos, și mai întâi felicit organizatorii, acești oameni cu suflet atât de dăruit școlilor, și anume bibliotecarii celor 11 școli implicate, și felicit copiii că s-au lăsat purtați pe această provocare în paginile cărților oferite spre citire. Este foarte important ca dumneavoastră, domnilor, doamnelor bibliotecari, să invitați și spre lectură pe copii, iar ei să accepte să citească. Pentru că, de ce să nu spunem, atâtea tentații sunt, încât atunci când un copil ia în mână o carte, câștigător este el, cu toate că nu-și dă seama atunci, efectele sunt cu siguranță pe mai târziu. Vă felicit pentru eveniment, copilași, să continuați să citiți, iar dumneavoastră, doamnelor, atât doamna Liana Alexandru, să continuați să faceți lucruri atât de frumoase pentru copii, că ei merită. Succes în această activitate și abia aștept să mai ascult o poveste. Și mulțumim pentru sprijin. Mulțumim, mulțumim. Este și doamna Livia Marcu alături de noi, doamna directora Casei Corpului Didactic? Sau poate vrea cineva să spună din partea... E regulă. Atunci o să mergem mai departe. Și voiam să vă mai spun că avem și un concurs cu premii în această seară, o sesiune de întrebări și răspunsuri, așa că vă rog tare, tare mult să ascultați cu atenție, dar mai ales cu inima. Și iată că a sosit momentul mult așteptat să facem cunoștință cu scriitoarea pentru copii, Liana Alexandru, care a început să scrie povești de dragul fetiței ei. Și, de asemenea,
să le poată explica copiilor, dar și adulților, cine este astăzi Moș Crăciun. Să vă mai spun câte ceva despre ea. A studiat cuvintele la Facultatea de Litere a Universității din București, apoi a cercetat cum se schimbă ele și ce rol au în poveștile noastre. După care a plecat să afle cât mai multe dintre poveștile oamenilor mari. I-a întâlnit, cunoscut și i-a ascultat vreme de 20 de ani la radio și la televiziune. Însă cel mai cel lucru pe care pot să vi-l spun în seara asta este că s-a născut și a trăit mulți ani, ghiciți unde? Aici, la Focșani, desigur. A fost eleva școlii Duiliu Zanfirescu din Focșani și mai apoi a Colegiului Național Unirea. Acum locuiește în București și a scris două cărți pentru copii și un poem. Liana, te rog să ne vrăjești normal cu povești. Despre tine și cărțile scrise, despre ce e important pentru tine, ce visuri ai, fă-ne să credem că putem și noi, deși suntem atât de mici. Te rog! Mulțumesc, Margot! Este prima mea carte cu care am debutat în urmă cu 2 ani și a pus încrederea editura Humanitas în mine și am început cu această poveste, Băiatul care nu credea în Moș Crăciun, în care eu cred foarte mult. Am continuat cu un poem în versuri, se numește Nebunul semn și Vrăjitoarea de necuvinte. L-am printat așa pentru că el este doar online și toți veți avea acces la el. O să-i trimit lui Margot un link după întâlnirea noastră, care a apărut dintr-o nevoie așa de ieși dintr-un blocaj în momentul în care pandemia ne-a lăsat pe toți, indiferent de domeniul în care activam, aproape fără cuvinte. Toată lumea urmărea știrile, încerca să înțeleagă ce se întâmplă și ca să ies din blocaj, pentru că îmi programasem să lucrez la cartea din care voi citi astăzi și nu reușeam, am început să scriu despre pandemie și eu un fel de alegorie pentru ce s-a întâmplat acolo, astfel încât să și reușesc să continui cu ceea ce îmi propusesem. Aceasta este cartea pe care în cele din urmă am reușit să o scriu mai târziu decât îmi propusesem, da, mai bine mai târziu decât niciodată. Este o carte din două povești îmbrățișate, Cea mai frumoasă noapte, cu ea v-aș recomanda să începem, și Cea mai frumoasă zi, pentru că e scrisă în ordinea asta și cumva cronologic faptele s-ar așeza așa, dar ele pot fi citite și separat și independent. Este o carte care vorbește despre ce se întâmplă în lume astăzi, prin ceea ce eu definesc așa cu formulă stilistică, dispariția magiei albe. De fapt, azăpezii, tema centrală e încălzirea globală și frământarea mea de om și de părinte este că trebuie să vă vorbim vouă, copiilor, într-un fel în care să reușească să fie fermecător, despre ce este relevant în lume astăzi și ce am putea să facem până la urmă ca să recuperăm ceea ce odinioară era cu adevărat fabulos. Adică iernile acelea pe care eu le-am trăit în copilărie cu niște zăpezi imense au dispărut, astăzi nu mai ninge, lumea s-a schimbat pe fondul industrializării și al mai multor cauze, nu intrăm aici în detalii jurnalistice, s-a schimbat într-un fel în care natura sălbatică a dispărut și mediul cu totul se transformă. Poate veți reține de la întâlnirea noastră acest detaliu important chiar pentru orașul Focșani, că în ultima decadă temperatura medie anuală a crescut la voi, unde trăiți acolo, cu 2 grade Celsius. Strădania mea este să recuperez farmecul prin ceea ce ar putea să fie o pricepere, nu-mi dau seama dacă un talent, și anume prin scritură. Să vă vorbesc despre magia naturii, într-un fel în care dacă strădania mea are izbândă, să văd și farmec. O să citesc chiar cu începutul voi porni la drum, deși nu vom avea timp pentru tot ce mi-ar plăcea mie să vă dăruiesc astăzi, dar la un moment dat o să trec într-o altă parte a povestii și întrebările de final veți răspunde din conținutul pe care eu vi-l ofer acum.
Erau așadar, odată, ierni fabuloase, în care ningea într-o noapte cât într-un an, în care zăpezile cădeau atât de înalte, încă și copiii erau uriași când în spinarea dragonilor albi se înălțau. Era plin de creaturi, în ziua de azi dispărute. Oameni de zăpadă, îngeri de nea, animale polare cu blănuri de argint, yeti, uriașul zăpezilor, bântuia nopțile cărări neștiute, iar spiriduși porneau să-l caute, incantând formule magice numite colind. Câte era ziua de albă, copiii ridicau la porți palate, cucerind teritorii în aprige bătălii cu bulgări pe drum. Învingătorii erau răsplătiți cu nuci, turtă dulce și mere coapte și în toiul celor mai geroase ierni venea la gura sobei cel mai frumos Crăciun. Dar iernile acelea erau duse. De la un timp ningea tot mai rar. Copiii stăteau izolați în case, în spatele câte un ecran, se jucau cu zăpadă artificială, se băteau cu bulgări în rețea, ieșeau tot mai puțin pe afară, călăreau dragoni virtuali. Mângâiau creaturi digitale, roboței care întorși cu cheița lătrau, mașinării care din telecomandă uneori torceau, alteori mieunau, iar când sufletul lor începea să tânjească, precum un bulgăre topit după naturii magie, erau deja prea bătrâni și lumea mult prea uscată, pustie. De aceea, moșul trebuia în sprijinul magiei albe să sară, altfel nicio iarnă nu mai venea, iar Crăciunul cu totul risca să dispară. Moș Crăciun auzea aceste cuvinte, parcă ieșite dintr-un corn vrăjit și se scutură ca un urs care zăpăci de schimbările climatice, intră în hibernare vara și de foame începe să audă voci și să aibă vedenii. La fel gândea și el, doar că nu cu glas atât de limpede, de adânc, de ritmat, cum era sunetul acela nemaipomenit. În emisfera nordică nu ninsese deloc în acel an, iar satul lui Moș Crăciun de la Polul Nord stătea pe o calotă de gheață ce se topea pe zi ce trece. Impresionat de vocea auzită, moșul îl chemă la el pe Rudolf, care în ultima vreme se arăta la față rar, iar când apărea, era tot mai abătut. Ce mai face marele vrăjitor din convoiul lui Moș Crăciun? Îl întrebă el cu multă importanță pe animăluțul care era atât de mic încât părea ascuns în spatele propriului nas. Nimic, răspunse Rudolf, de parcă urmea să dea concurs la materia asta. Păi e foarte bine, zise Moș Crăciun, care avea el un dar deosebit să prefacă semnele rele în semne bune. Asta înseamnă că mă poți ajuta. Păi cum să te ajut? Întrebă puiul de ren nedumerit. Singur, doar eu, așa? Și adevărul e că Rudolf avea toate motivele să fie supărat. Frații lui din suita moșului, Comet, Cupid, Vixen, Dancer, Prancer, Dasher, Donder, Blitzen, își luaseră tălpășița după ultimul Crăciun, fără zăpadă, unul câte unul. Fuseseră fascinați de noua lume virtuală și atrași de ea ca de o magie neagră, abandonaseră convoiul dornici să încerce și alte roluri mai tehnologizate. Comet era protagonistul unui videogame pentru puști. Cupid își făcuse site de întâlniri pentru adolescenți. Dancer preda cursuri de salsa online. Și tot așa. Dintre toate, nimic nu părea mai anapoda ca purtarea spiridușilor. Nu mai credeau în magia albă, nu mai împachetau cadouri și pierdeau vremea pe tablete ori la televizor. Nu ești singur, Rudolf, suntem împreună, rosti Moș Crăciun, pătruns de forța acelui cântec, care nu putea fi chiar o închipuire, venea el de undeva. Ai dormit bine, moșule? Îl întrebă renul fără niciun elan. Mai bine ca niciodată, răspunse bătrânul, suspect de încântat. Cred că am auzit un cântec din viitor. Aha, și ce ne așteapt? Întrebă Rudolf, lipsit de orice interes. N-a zis, răspunse moșul senin. A spus doar ce a fost. Păi nu era din viitor, moșule, era din trecut. De asta aud și eu mereu, mă bântuie chiar. Cred că iar ai avut un coșmar. Ar trebui să vorbesc cu Oli, ți-mi puie capul toată ziua cu născociri și noaptea visez urât. E ceva de groază bufnița asta. Oli era o arătare albă, cu ochi mari, pătrunzători, măriți și mai mult de o pereche de ochelari cu lentile groase, care se sprijineau pe un cioc mic, ascuțit, perfect aliniat, cu un ciuf în vârful capului, care stătea mereu zburlit, de parcă niciodată nu și-l pieptăna. Pufoșenii avea o pană sucită la una din aripi, cu care nota în funcție de eveniment ce se întâmpla. Când nu erau evenimente, stătea ascunsă, ca acum, printre rafturi la bibliotecă. Oli e un foarte bun observator, citește mult și vede ca o pasăre ce pătrunde întunericul nopții ceea ce alții nu văd.
Și cu ce aș putea eu să te ajut dacă Oli le știe pe toate? Îl întrebă Rudolf, deloc convins. Cu farmecul și puterea ta, îi spuse moșul animăluțului, care nu mai forțos nu părea. Lumea are nevoie de o schimbare, dragul meu Rudolf, de niște semne care să reaprindă magia. Nu le putem înlocui oamenilor tehnologia. Mă rog, acum ca o paranteză, nici eu nu sunt de acord cu asta, da? Deci tehnologia trebuie să existe. Iată, datorită ei ne întâlnim azi. Dar am putea să-i facem pe copii să redescopere natura magică. Iar pentru asta avem nevoie de niște ajutoare pline de farmec. Ca frații mei, spuse renul neîncrezător. Ca tine, Rudolf, căci o mare putere stă în farmecul inocenței. Copiii te adoră când apari în lumea lor și adorm visând frumos. Apoi se trezesc fericiți și plini de daruri, căci tu, Rudolf, ești un mare vrăjitor. Pietatea cea mică, roșii de emoție și început să clipească din nas ca o mașină de pompieri. Și unde crezi că mai găsim noi acum niște ajutoare dornice de magie? E plină lumea de animale, dragul meu, Rudolf, toți oamenii au acum câte un pet. Dar sălbăticiunile au dispărut, animalele care au rămas nu se mai bucură de natura adevărată și mă îndoiesc că mai cred în bazme de-astea cu Moș Crăciun. Uite, nu-mi place să te contrazic, dragă Rudolf, dar presimt că vom descoperi niște animale absolut fabuloase și vom face împreună o nouă și formidabilă suită de povești, nu alta. Moș Crăciun avea dreptate. Lumea chiar era plină de animale de companie, care mai de care mai deosebite. Cățeluși cu pampoane roz, care le trau feroce pe scara blocului, dulei cu bodnițe și medalioane de argint, care când scăpau din lesă, rupeau alți câini la competiții în ring, pisici de rasă, de mare clasă, absolvente ale Academiei de lenevit, plictisit, fandosit. Hamsteri alergători, care învârteau roata pe loc cu talentul unor mari dansatori, pești campion la înnotat în ape mici și papagal temerar ai unor zboruri incredibile, ca de furnici. Prin unele case mai curajoase găseai șerpi, cameleon, iguane și tot felul de alte ligioane de companie. Moșul își putea alege, deci, orice minunăție. De altfel, bătrânul era convins că oricare dintre aceste animale și-ar fi dorit să poată zburda liber și mai ales să îi se alăture dacă afla că se fac înscrieri pentru convoiul lui Moș Crăciun. Să fi parte din noua suită de sărbători se părea o perspectivă formidabilă, o ofertă de nerefuzat. Așa că moșul o rugă pe Oli să dea un anunț în presă cu un text cât se poate de sincer. Moșul caută ajutoare pentru noul convoi de Crăciun. Voilà! Apoi îl rugă pe Rudolf să-și lase numărul de telefon ca să poată chema ligioanele la preselecție. Zis și făcut, trecu o zi, trecură două, trecură trei, se făcură trei luni și trei săptămâni deja. Internetul era plin de animăluțe care își făcuseră selfie-uri cu anunțul lui Moș Crăciun. Dar la telefonul lui Rudolf nu suna nimeni. Mă, ce-au pățit animalele astea? Întrebă moșul nedumerit. Voi porni personal, dragă Rudolf, în căutarea unor exemplare superbe care să ni se alăture. Moș Crăciun gândi că e mai înțelept totuși să scoată din calcul animalele domestice, care se vede treaba că trăiau într-un răsfăț mult prea dulce în confortul tehnologizat al stăpânilor, așa că se duse țintă la grădina zoologică. Un pelican mare, cu ciucul cât un sac, încăpea în el vreo 10.000 de cadouri, îl întâmpină plescăind la intrare. Miam, miam, miam. Ești cumva Moș Crăciun? Zise el, mestecând un pește prăjit. Bucuros că a fost recunoscut, moșul se gândi că nu e totul pierdut și-i mărturisi de ce a venit. Sunt în căutare de animale fabuloase pentru noul convoi de Crăciun. Zise el, plin de entuziasm. Și un cadou, ceva de halit, ai adus și tu, moșule? Îl întrebă pelicanul înfoiat. Când îl privi mai atent, bătrânul văzu că pelicanul se uita în gol. Avea un ciuf jerpelit, de parcă îl scuturase un crocodil și nu era deloc în apele lui. Îmi pare rău, îi răspunse mâhnit și trecu mai departe la altă cușcă. Dar mai departe, nimeni nu-l recunoscu. Tigrii, panterele, urșii, hienele, cele mai feroce animale, se uitau la el ca prin gard și întorceau capul moleșite. Părea că li se zăpăciseră simțurile și în cuștile lor strâmte stăteau ploștite, gata, obosite, indiferente, într-un cuvânt, triste. A venit să începu moșul la o cușcă ce părea așa mai animată a unor maimuțe. Să ne dai acadele, puștule? Îi zise o maimuțică mai bătrâioară, obișnuită cu tot felul de copii care a zvârleau dulciuri peste gard.
nici gând să-l recunoască vreo arătare, dar aminte să mai fie vreuna interesată să facă parte din convoiul lui. Moșul se plimbă prin toată grădina pe lângă gratii, dar zoologia nu părea să se simtă grozav închisă în cușcă. Bun! O să mă opresc aici ca să mai citesc și un alt fragment din carte, pentru că, în fine, el se duce prin diverse locuri de pe lumea asta, cumva să nu vă ascund, cum zice povestea, optimist cum îl știm, Moș Crăciun a dat o tură la întoarcere și prin pădurile carpatine, dar lupii de acolo erau puțini, ursul brun mereu înfometat, dădea buzna în casele localnicilor, mai ceva ca Moș Crăciun și n-avea timp de sta la povești, iar moșul n-a găsit în vestita grădina Carpaților niciun râs cu care să facă măcar haz de necaz, așa că se întoarse cu coada între picioare la polul nord. Unde Oli, bufnița de care am povestit, noi, îl întreabă, dar aici ai încercat? Aici? Se miră Moș Crăciun privind la vraful de tomuri din fața lui Oli. Erau acolo Peter, iepurașul, cei trei purceluși, Scufița Roșie, Framuri, Supolar, Micul Prinț, Alice în Țara Minunilor și alte scrieri cu animale pentru copii din toate timpurile. Dar astea sunt povești, dragă Oli, cum am putea lua noi animalele din cărți? Nu le vom lua? Le vom aduce. Într-o nouă carte, îi răspunse Oli ridicând pana sucită ca un deget în sus. Uite, privește, adăugă ea și dezvălui scrierea pe care o studia. Atlasul speciilor pe cale de dispariție este testamentul marelui explorator von Grizzly. Chiar el, dintr-o specie amenințată, Bear von Grizzly, a lăsat moștenirea acum o jumătate de secol o hartă a sălbăticiunilor care vor pieri din cauza nepăsării oamenilor. Dacă te uiți cu atenție, continuă bufnița întinzându-i o lupă, vei vedea că animalele de la Polul Nord sunt printre speciile cele mai amenințate. Extraordinar, în fine, mă rog, se entuziasmează Moș Crăciun, așa de ideile bufniței și pornește în căutare alături de Rudolf, în căutarea unor animale fabuloase, pe care le găsește temirunde, da, și chiar sunt niște animale speciale care fac parte din specii pe cale de dispariție și îi vine o idee imposibilă. Când se întoarce cu ceea ce el știe că va fi noul lui convoi de Crăciun. Și anume, și asta este ultima parte pe care vă citesc, înainte de întrebări, să organizeze, Doamne ce idee, un spectacol cu animale. Nu este de acord Oli, îi se pare cu totul și cu totul inadmisibil să mai faci spectacole în care să chinui animalele, așa, dar el totuși vrea să demonstreze ceva. În fine, și bufnița trebuie să facă o introducere la această năstrușnică idee a moșului și scrie un text care, pentru că mi-e foarte drag, o să-l citesc înainte de întrebări. A fost odată o echipă cu adevărat fabuloasă, pentru care magia era ceva natural, de tot mai puțin înțeleasă, recuperată din atlasul exploratorului von Grizzly cel Brun, ca să formeze un nou și fermecător convoi de Crăciun. Astăzi vin să vă încânte, dragi elfiori, stimate elfițe, cu sălbatice trucuri, talente ascunse și o groază de fițe. Fufi Blu, cel mai vesel iepure, mereu cu capul în nori, care te face să dispari în pălărie dacă nu vrei de câteva ori. Grei, cel mai curajos lup, prin multe povești încercat, care de ai curaj te transformă în ce vrea el, imediat. Poli, cel mai mare, mai delicat și mai puternic urs blând, care te învață să dansezi periculos și cel mai bine în gând. Vulpea Sylvie e preferata mea. Superbă, prețioasă, sclipitoare, argintie, mai talentată ca ea, nu e nimeni în actorie. Lipi, cea mai iubitoare focă, maestră în acrobații, când face figuri și mofturi, atunci să te ții. Sisi, morsa plină de spirit, desăvârșit mentalist, vă citește gândurile? Nici eu nu mai pot să vă mint. La final, unica balenă din lume cu corn ne va încânta cu legende din viitor. Stimate elfițe, dragi elfiori, începe un show de poveste plin de erori. O improvizație fără cusur vă va da pe spate, fiindcă sălbăticiunile n-ar trebui în veci să mai fie dresate. Vă mulțumesc, dragi copii, că ați avut atâta răbdare. Știu că nu e ușor să stai în fața unui ecran atâta vreme, dar sper să vă fi stârnit curiozitatea cu lectura mea, astfel încât să continuați voi povestea mai departe. Și acum, cu ajutorul lui Margot, o să vă preiau și întrebările. Trebuie să ne jucăm! Avem, dragi copii, un joculeț, ghiciți cu ce? Cu întrebări despre Eliana și din ce a povestit Liana până acum. Așa că o să vă rog să fiți foarte atenți. O să vă pun în chat
Uite, avem și un mesaj aici de la doamna Dascălu. Ce frumos, se simte copil. Mulțumim, doamna Dascălu. Și noi, toți adulții de aici, ne simțim copii. Mă întorc. O să pun linkul către joc. Va trebui să vă treceți numele vostru corect acolo, ca să știm cine vor fi câștigătorii, desigur. Iar pentru a trece la următoarea întrebare, va trebui să apăsați butonul de submit. Aveți de ales acolo, însă va trebui să o faceți foarte repede. Într-un minut o să aflăm câștigătorii. Ne pornim? Ce ziceți? O să aștept un minut cât să vă puteți conecta. După care o să dau share screen ca să vadă toată lumea în direct cine sunt câștigătorii noștri și cât de frumos concurați voi. Acesta este link-ul. O să vă rog să vă conectați. Nu uitați să vă scrieți numele corect ca noi să știm cine sunt câștigătorii. Și o să fac share screen acum și o să mergem să vedem cum vă conectați. Iată, uită! Cât de mulți copii! Abia aștept să vă văd. Dacă ghiciți, dacă ați fost atenți, dacă ați ascultat cu inima, cum vă spuneam de la început. În momentul în care se vor opri aceste zgomote, o să știm că suntem aici cu toții și putem începe jocul. Iată, uită, iată, uită. Cred că s-a oprit. Încă doi, încă trei, încă doi. Aproape gata, suntem cu toții. 3, 2, 1, dăm start. Succes, un minut la dispoziție. Avem și muzică, desigur, ca să nu ne plictisim. Uite, uite deja ce scor aici. Îmi place lupta, îmi place competiția, îmi plac jocurile, dar mai mult îmi plac poveștile. Excelent, o să aveți ocazia să vă și întoarceți, să reluați întrebările la care ați greșit, așa că nu disperați. Suntem aproape de final, avem aici și un lider, Daria Porteanu. Pe locul 2 este Maria Cărulescu, care este întrecută în acest moment de Macope Veronica. Excelent! Iată, uite, iată, uite! O mulțime de copii care reușesc să răspundă corect la întrebările puse acolo. Și cred că ne apropiem de final. Iată, uite, haide Daria, hai Maria, hai Veronica și Maria și Alexandra. Sunteți aproape gata. Daria, poți să reiei? Și avem cei trei câștigători. Stop joc! Minunat! El se va opri atunci când veți termina cu toții, însă avem deja un clasament. 6.860 de puncte. Maria Tărulescu, o să aflăm imediat de unde este. Mai încă puțin. Iată, uite, iată, uite. Aproape bine. Dar minutul nostru a expirat. O să vă las să terminați. O să fac un print screen la ecran ca să avem primii trei câștigători. Ia te uită! Minunat! Minunat, minunat! Avem în acest moment exact primele trei punctaje, 6.860, 6.700 și 6.540. O să dau imediat, întrerupem asta și ne întoarcem frumos la povestea noastră. Mai fac o dată share screen ca să vedeți și voi câștigătorii și o să vă rog să scrieți în chat
școlile de unde sunteți, da? Ca eu să pot să primesc cărțile de la Editura Humanitas. Mulțumim tare mult, Editura Humanitas, și să fac în așa fel încât să ajungă la voi. Margo, le dăm cu autograf, da? Autograf, desigur, vă altfel cum? Că ați participat, m-aș fi jucat și eu. Noroc că Margo mi-a arătat, ieri mi-a făcut o demonstrație să văd și eu cum e. Și mi s-a părut foarte funny. Așa că știu în parte la ce ați răspuns. Da. Da, de fapt, despre asta e vorba, despre faptul că nu putem să înlocuim tehnologia în mod evident, doar că trebuie să existe și cărțile, pentru că așa este felul genetic de funcționare a minții umane. Are nevoie să construiască singură, are nevoie să vizualizeze singură, fiindcă e cinematografică, și atunci cărțile ne supun la acest efort până când, atunci când ele devin o bucurie, dau dependență. Așa sperăm că se va întâmpla și cu frumoasa ta carte. Și iată, avem Maria Dărulescu de la școala, ne-a scris aici. Nu ne-a scris, nu știu. Ok. Ilaria Maria Grigoraș de la școala gimnazială Angel Saligny. Și al treilea, Alexandru Casta. Îl avem? Alexandru, de la Colegiul Național Unirea. Dragii mei, Andrei Ionită. Andrei, n-ai câștigat nimic. Îmi pare rău. Primii trei câștigăm, deci Maria Tărulescu, Ilaria Maria Grigoraș și Alexandru Casta. În regulă? Ai uitat, e perfect. Promitem să mai facem astfel de întâlniri și astfel de joculețe, așa încât să aveți ocazia să reluați competiția. O să opresc ecranul acum și pentru că am aflat eu că aici participă cei mai grozavi cititori ai școlilor participante în proiect, pun presiune pe voi, știu, dar sunt absolut convinsă că aveți întrebări pentru Liana și că ea e foarte nerăbdătoare să vă răspundă. Cine vrea să spargă gheața? Eu vreau. Și eu vreau. Eu. Și eu. Da? Cine vrea, deschide microfonul și vorbește. Dar dacă începe, îl lăsăm să vorbească, da? Și după aceea, următorul. Maria Ilinca. Pot să vă întreb ceva pe dumneavoastră? Ce v-a inspirat să scrieți această carte? Ce se întâmplă în lumea astăzi? Transformările de mediu prin care trece lumea și nevoia de a pune într-o formă care să îmbine ritmul interior, care e așa ca o orchestră din toate lecturile mele, cu o tonalitate potrivită epocii în care suntem și care să fie atrăgător, astfel încât mesajul acesta de transformare a lumii din jur să ajungă la voi și să vă placă. Asta m-am străduit să fac. Deci asta mă inspiră. În plus, cred că Moș Crăciun e cel mai mare producător și distribuitor de magie în ziua de azi, pe care nu-l refuză nimeni. Așa că mi-am dorit să ajungă povestea asta la cât mai mulți oameni și mi-am dorit să fie Moș Crăciun cel care e personajul principal. Mulțumesc foarte mult că mi-a spus la întrebare. Da, mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc. Uite, Cristian. V-ați gândit vreodată, de exemplu, la vârsta noastră că o să ajunge și o scriitoare? M-am gândit că o să ajung multe. Pentru că făceam atât de multe la vârsta voastră, încât fantasmam așa cu faptul că o să scriu poezii, cu faptul că o să fac actorie, după aia mai târziu în liceu, unde chiar am avut ocazia să fac un fel de televiziune, să fac jurnalism, să fac televiziune, am făcut și debate, în cele din urmă am ajuns să moderez și talk show-uri politice.
Fanteziile copiilor sunt multe și ele sunt hrănite de oamenii din jur care pun la dispoziția copiilor cât mai multe contexte în care să se descopere și de cărțile pe care ei le citesc și de prietenii de care se înconjoară. Deci e important să avem întâlniri relevante când suntem în formare, pentru ca mai târziu să putem spune așa cum eu după 20 de ani de presă am spus, e totuși timpul să și scriu și să mă simt împăcată și relaxată cu alegerea asta. Vă mulțumesc foarte mult! Aș avea și o întrebare pentru dumneavoastră. Mulțumesc, Elena, te rog. Aveți și alte proiecte pentru viitor? Ce? Alte proiecte. Da, multe proiecte. Dacă asta nu înseamnă nimic. Asta da, nu înseamnă nimic. Pentru că unui autor așa îi trec o grămadă de trăznări prin cap. E multă muncă dincolo de inspirația asta de moment ca să duci la capăt niște proiecte. Eu am început mai multe, cu unul sunt aproape de finalizare, dar nici nu știu dacă o să se aleagă ceva din asta. Am scris un poem mai lung, așa, în versuri, cu un copil care vrea să trimită ceva foarte straniu pe planeta Marte. Cumva intrând și în universul ăsta al vostru, în care sunteți cuceriți la această vârstă de ce se întâmplă în afara Pământului. Și încă mai definitivez așa niște lucruri. Știu că îi lipsesc fundamental, am constatat la revizuire, niște strofe. Dar poate într-o zi, habar n-am, poate să vadă lumina tiparului. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Doresc și eu să vă adresez o întrebare. Da, mulțumesc. Nu știu, nu văd cine întreabă. Lemna Rucristian. Da, te rog, Cristian. A fost o intenție să reabilitați personajele negative, de exemplu Vulpea, ca în Ursul păcălit de vulpe de Ion Creangă? Da, uite ce întrebare pe care nu mi-a mai adresat-o nimeni până acum. Și dacă ați reușit voi să descoperiți asta, cei care ați citit deja povestea, e absolut minunat, pentru că în raport cu sălbăticiunile, noi încă avem o așezare de acum 100 și ceva de ani, când ele erau într-adevăr un pericol pentru oameni. Acum nu, fiindcă numărul lor s-a micșorat atât de mult, iar ele sunt atât de departe de oameni, încât chiar că cred că merită o reabilitare. Deci da, am încercat să fac asta. Mulțumesc! Nicoleta! Nicoleta e cu mâna pe sus, așa, în raza mea vizuală. Bună ziua! Am o întrebare. V-ați gândit să scrieți și despre alte subiecte și să scrieți cărți și pentru copii care au o vârstă mai mare? Da, m-am gândit să scriu cărți pentru copii mari, adică pentru adulți. Am așa niște idei. Doar că e drum lung până acolo și trebuie să ai grijă de copii pe care deja i-ai scos în lume și cărțile sunt ca niște copii, până când să aduci în fața copiilor sau oamenilor mari alte proiecte. Deci deocamdată așa am o grijă deosebită față de cărțile astea care s-au publicat deja și față de traducerea pe care am făcut-o tot la editura Humanitas, a poveștii lui Suimi după Leo Lioni și ușurel așa, nu pare să mă grăbească cineva. Da, o să mai scriu și pentru copii mai mari. Aș dori și eu să vă adresez o întrebare. Da. Mă cheamă Antonia Topor. Bună, Antonia, și îți mulțumesc că ești cu noi. Voiam să vă întreb dacă ați scris și poezii pe lângă povești, pentru că și mie îmi place să scriu poezii și am pregătit pentru astăzi o poezie, dacă este suficient timp să vă prezint. Da, chiar nu știu de ce mai răspund eu la această întrebare. Adică mi se pare mult mai important să te aud pe tine. Am scris când eram de vârsta voastră primele mele poeme. Întâia poezie e dedicată mamei. Mama ține așa de mult la ea, deși eu uitându-mă în urmă, ea mi se pare
că reflectă ingenuitatea vârstei și, în afară de mama, nu știu dacă o să mai citească altcineva vreodată. Așa că îți dau ție curajul pe care eu nu l-am avut de a citi ce scriam eu atunci altora și vreau să te aud pe tine. Cu paranteza că da, îmi place să scriu poezie și poate o să iasă ceva din asta. Bine. Vis de uitare. Îți amintești când luna plină a vegheat peste hotare și a noastră lumină nu se uită nici nu moare. Dacă privești spre asfințitul ce e plin de alinare, îți vei aminti că iubirea nu se uită nici nu doare. Când eram copii amândoi, fugeam în pădurea de lângă casă, unde luna ne zâmbea, era atât de grațioasă. Unde pacea și credința binecuvântau cerul înstelat, nu mă uit în spate, tot ce a fost urât s-a uitat. Am avut parte de atâtea clipe, de atâția oameni ce ne-au tras în jos, atâta ură și degeaba, noi tot legați am fost. Din copilărie ne știm, jocuri noi inventam și sub măiastra libertate fugeam și ne ascundeam de o dulce armonie ce se zbate acum la geam. Nu te uita în urmă, tot ce a fost a trecut. Amintirile frumoase dau naștere unui nou început. Să iubim lumea cea mare, căci pe pământ vei găsi doar oameni ce ne privesc aparte, dar sub zâmbetul lor se află o întreagă poveste venită dinspre norii trecători. Îți amintești când spuneai că nu există o legătură între iubirea sinceră și cea pură? Eu nu am înțeles care e diferența între aceste cuvinte fără sens, dar de când ai dispărut, simt că ceva lipsește din mine din ce în ce mai mult. Tu acum mă privești ca pe o statuie rece, a cărei inimă înghețată nu se topește. Dar haide să lăsăm orgolile deoparte și să plecăm în lumea ce ne lasă să explorăm dorințele uitate. Antonia, e poezia ta? Da. Antonia, continuă să scrii. Mi se pare... Poeziile mele sunt extrem de profunde. Mi se pare uluitor să poți să scrii așa la anii tăi și tot ce pot să spun profund conectată cu mesajul poeziei tale și cu ritmul tău interior este că trebuie să continui să scrii. Am înțeles. M-am apucat de scris poezii la vârsta de 5 ani și acum mi-amintesc prima mea poezie. Bravo, înseamnă că trebuie că ai un drum în lumea asta. Îți mulțumesc mult. E un dar care înseamnă mult pentru mine. Ne apropiem de final, mulțumesc, așa că dacă eu mai aveți întrebări, acum e momentul. Și aveți o întrebare. Ce v-a determinat pe dumneavoastră să vă apucați de scris cărți și povești pentru copii? Cred că o incapacitate de a-i spune copilului meu lucruri altfel decât prin povești. Nu dau seama în ce măsură o pot conecta cu stilul din care eu veneam, și anume cel jurnalistic. Este încă prea mică să înțeleagă transformările acestei lumi și lucrurile care vor fi pentru ea cu adevărat relevante când ea va fi o mare. Și din această incapacitate s-a născut dorința de a găsi un limbaj comun cu al ei și din nevoia de a aduce în cărțile pentru copii și literatură. Mi s-a părut că în multe lipsește și că eu, prin formația mea, aș putea măcar încerca să fac lucrul ăsta, să dau nu doar formă, ci și stil poveștilor, recuperând din ceea ce s-a scris din formule stilistice, nu mă consider o inovatoare în planul ăsta, dar s-ar putea să reușesc să fac această recuperare a unor formule stilistice în care eu cred și pe care le cred adecvate vârstei voastre. Astfel încât voi să vă uitați la lume frumos, adică e important ca voi să aveți acces la stil. Deci stilul dispare, a dispărut din multe cărți pentru copii și m-am gândit să fac o recuperare a lui pentru ca să existe și literatură, nu doar așa numită dezvoltare personală în cărțile pentru copii azi. Vă mulțumesc! Aș vrea și eu să pun o întrebare. Alexia.
V-ați considerați că v-ați găsit vocația? Mi-e foarte greu să răspund. Cu siguranță este parte din ce simt că vine profund din înăuntrul meu și fiindcă e atât de adânc, nu voi reuși nici dacă îmi propun să scap de asta. Dar nu cred că este singura mea vocație. Uneori mă imaginez profesor, uneori mă imaginez pe o scenă în fața oamenilor altfel decât la televiziune, în care am crezut și acolo foarte mult, dar pe o scenă deschisă, în care conexiunea asta cu oamenii să fie mai palpabilă. Deci nu știu dacă este unica mea formă, dar este una foarte adâncă. Am înțeles. Mulțumesc mult! Întrebări. Stați o clipă, să vă zic și eu ceva. O să pun în chat link-ul pentru a scrie voi cele două cuvinte. Pentru că în timp ce Liana răspunde la următoarele două, trei întrebări, voi puteți completa deja acolo cuvintele magice și va trebui în 5 minute maxim să ne luăm la revedere. Așa că cine urmează să deschidă microfonul. Aș vrea să pun o întrebare. Ați avut un profesor care v-a inspirat să scrieți? Am avut un medic care m-a inspirat să scriu și care apare în prima mea poveste, băiatul care nu credea în Moș Crăciun. A fost directorul orfelinatului la care a lucrat mama și care a transformat lumea aia pentru mulți copii. În sine ea e o poveste adevărată, dar în plan simbolic ea este desigur o metaforă. Apoi a existat un profesor în școala generală, numărul 10 era atunci, Duili Zamfirescu se numește astăzi la Focșani, domnul Fănuță, care copleșea cumva cu mult sprijin sensibilitatea asta mea, care era exprimată atunci într-o timiditate ieșită din comun și fără doar și poate, îi sunt recunoscătoare, Daniela Popescu Plăianșu de la Liceul Unirea, astăzi Colegiul Național Unirea Focșani, care a știut să împacheteze și să structureze sensibilitatea asta mea, să-mi dea un simț critic prin anvergura ei academică de profesor de liceu și să mă încurajeze și să mă susțină să merg la filologie în București, unde am definitivat așa ceea ce până la urmă s-a așezat sub aripile mele de fapt în anii de liceu. Aceștia Mulțumesc. Sunt oamenii care m-au inspirat. Și avea și eu o întrebare. Ați vrea în viitor să vă ecranizați cărțile? Bună întrebare! Să știi că sunt gândite și din perspectiva unor desene. Ecranizare propriu-zisă, nu știu. Am dramatizări care apropie scritura asta de pasiunea mea pentru teatru și cred că dacă există vreun scenarist mai iscusit decât mine, se poate să iasă din povestea asta cel puțin, cu încercarea de a găsi animale fabuloase, să iasă un fel de desen animat. Da, cred că da. Asta ar fi ceva cu adevărat spectaculos pentru un autor care se străduiește să iasă din paginile cărții și să atingă măcar în felul ăsta sufletele copiilor, dar rămite să-și mai vadă povestea ilustrată. Uite, fac... Primim vești bune, putem să stăm până la 7, așa că mai poți lua câteva întrebări de la copii. Fac aici, fiindcă mi-ați dat șansa asta, și o prezentare a câtorva desene din carte, pentru că desenatorul, ilustratorul, pictorul, cartea asta chiar este pictată, este esențial a facilita ajungerea mesajului către copii. Copiii au nevoie de puncte de sprijin pentru ca să își dezvolte imaginația. Și ce face desenatorul și ce a reușit aici Daniela Olaru este să
pună niște detalii pe care eu nu le-am așezat în poveste, cumva să îmbrățișeze poveștile astea ale mele și să le completeze, astfel încât să simt că imaginația e dincolo de ce pot eu să spun și să creez. Cu alte cuvinte, să inspir oameni și na, îi sunt profund recunoscătoare pentru felul magic în care a ilustrat cartea. Nemai punând la socoteală de că autoarea desenelor, picturilor din prima mea carte, Ana Alfianu, este ea însăși o autoare și scrie extraordinar de bine, are o carte potrivită acum vârstei voastre, vă recomand, Val și Cetatea Sufletelor. Am mai publicat și una anul trecut, Tu ești și nu mai știu cum, de gheață. Merită să traversați texte și povești care vă conectează cu ce se întâmplă în lume astăzi și în același timp cu atmosfera aia de bază pe care, de care voi nu mai aveți parte astăzi. Și Uriașul de gheață, mulțumesc foarte mult! Da, mă copleșit emoțiile, Ana Alfianu. De care voi nu mai aveți parte astăzi, pentru că realmente vremea s-a schimbat într-o asemenea manieră încât trăim ani în care e vară de Crăciun, nu iarna, în adevăratul sens al cuvântului, în sensul adevărat și magic. Aș avea și o întrebare. Da, Mara. Puteți să ne spuneți cum v-a venit ideea de a deveni scriitoare și ce v-a atras în partea asta de literatură? Am mai povestit la începutul discuției noastre. Nevoia de a vorbi, de a avea un limbaj cu fetița mea, prin intermediul căruia să îi pot spune frământările mele în legătură cu felul în care va arăta, de fapt, lumea ei, și nevoia de a pune un pic de literatură în scrierile pentru copii. Citeam cărți cu ea și uneori mă amăram așa, pentru că mi se părea că nu are nicio legătură cu tot ceea ce am aflat eu din facultate și cu ce ar putea să reprezinte scriitura, cu ce ar putea să planteze în oameni. Deci mi se părea că sunt niște texte sterpe, fără prea multă preocupare stilistică, iar noi dacă, chiar și atunci când ieșim pe stradă, căutăm totuși să fim într-un fel, să arătăm într-un fel, dar nu ieșim pe stradă oricum. Deci dacă avem la modul propriu niște preocupări față de hainele noastre, față de camerele noastre, casele în care locuim, arhitectura caselor și așa mai departe, ar trebui să avem o preocupare și pentru arhitectura scriitorii. Nu doar așa să scriem pentru că avem o nevoie de scris și pentru că credem că avem niște idei grozave. Multe sunt bine intenționate, dar din păcate, din multe lipsește chiar literatura. Uite și Daria Elena Bordeanu vrea să pună o întrebare și o scris aici în chat. Te ascultăm. Bună seara! Prima întrebare, bine, întrebarea este care credeți că a fost cel mai frumos Crăciun care l-ați avut vreodată? Și dacă aș putea și eu să citesc o poezie făcută de mine de mai de mult. Neapărat. Cel mai frumos Crăciun a fost la țară, la bunici, într-un an în care, așa cum povestesc în primul episod din această carte, este a fost într-atât de plin de zăpadă, încât nămeții depășeau nivelul curților, caselor, porților, gardurilor. A trebuit, țin minte, când am ieșit în dimineața de Crăciun din odaia bunicilor, să dăm zăpada de pe prispă la o parte, să ne facem pârtie prin curtea casei și după aia să ieșim la joacă cu copiii, unde am construit niște cazemate, niște castele, ne-am bătut. Așa, deci ăla este un Crăciun pentru mine memorabil, cu adevărat fabulos, pentru că a nins enorm, ceea ce nu se mai întâmplă azi. Da, și dacă aș putea să zic și eu poezia mea scrisă. Te rog, Daria. Așa. Se numește Prietenia.
Prietenia-i floare rară, oare o dezamăgire totală? Un prieten te trădează, altul, în schimb, te șochează. Un prieten clar iubește, unul sigur doar primește. Când crezi că ți este mai aproape, te vorbește pe la spate. Poate nu ești înțeles, poate ești un pic cam șters. Poate n-ai ce au ei, dar ai în cap numai idei. Poate ești un pic ratat, poate cred că ești ciudat, dar în viață, asta e sigur, vei lupta de unul singur. Daria, îmi permis să te contrazic, nu vei lupta de unul singur, dar îmi place ironia ta, îmi place că ai umor, îmi place că ai verb și dă-mi voie să-ți mulțumesc pentru semnul ăsta de prietenie al tău și de încredere pe care îl arăți față de mine. Și vouă tuturor, de fapt, vreau să vă mulțumesc pentru că, așa cum spune Daria, avem nevoie de prieteni reali, chiar și în virtual, dar de prieteni reali, prieteni adevărați, care să aibă încredere în noi, să se conecteze, să fie empatici și să construiască împreună cu noi lumi în care pot trăi și alții și care se pot deschide foarte frumos către alții, căci despre asta este și iubirea și prietenia. Dragii mei, mai avem exact 2 minute, știu că mai aveți multe, multe întrebări. O să vă rog să facem un joc. Scrieți Lianei de Crăciun. Nu că ar fi Moș Crăciun, dar cred că s-ar bucura să citească scrisorile voastre. Puneți ce întrebări vreți acolo și ea, până trece iarna, cu siguranță să vă și răspundă. Da. Promit că mă asigur eu să ajungă în posesia ei. Voi le duceți la bibliotecă. În plic. Dragii mei, cred că e momentul să ne deschidem microfoanele și să o aplaudăm pe Liana așa la scenă deschisă și să-i mulțumim din toată inima. Deschideți microfoanele! Care mult, Liana! Eu vă mulțumesc. Să vă rog să le închideți la loc. Mulțumesc tare mult! Le mulțumesc tuturor colegilor mele bibliotecare școlare la școlile partenere, pentru că sunt mereu acolo alături de copii, alături de cărți, de povești, de ateliere și de dorința aceasta de a fi mai bun. Ceea ce vă doresc și vouă și sunt absolut convinsă că prin lectură și prin astfel de întâlniri ne vom bucura și vom crește cu toții în viitorul apropiat. Liana, mulțumim! Margo, ești extraordinară! Mulțumim! Ai ținut ca un adevărat moderator discuția asta a noastră și eu vă aplaud și la final, mulțumindu-vă, mai spun doar atât. Vă mulțumesc că v-ați deschis să fiți prietenii mei. Mulțumim! 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 Mul